când se întâmplă? Toamna sau iarna? Bună, copii! Astăzi ne vom juca cu zâna toamna și cu zâna iarna. Jocul se numește Când se întâmplă. Voi trebuie să răspundeți cu numele anotimpului în care se încadrează imaginea care va apărea pe ecran. Dacă imaginea se referă la anotimpul iarna, o vom poziționa lângă zâna iarna. Dacă imaginea face referire la toamna, o vom poziționa lângă zâna toamna. Să începem! Omul de zăpadă. În ce anotimp se încadrează? Bravo, copii! Omul de zăpadă este caracteristic anotimpului iarna. Îl vom trimite lângă zâna iarna. Copacul cu frunze ruginii. În ce anotimp se încadrează? Bravo, copii! Acesta se încadrează în anotimpul toamna. Să-l trimitem lângă zâna toamna. Fulgii de zăpadă. Cărui anotimp se potrivesc fulgii de zăpadă? Așa este! Fulgii de zăpadă sunt caracteristici iernii. Să-i trimitem atunci lângă zâna iarna. Dovlecii. Oare în ce anotimp găsim dovleci? Bravo, copii! Așa este! Dovlecii îi întâlnim în anotimpul toamna. Deci să-i trimitem lângă zâna toamna. Prima zi de școală. În ce anotimp are loc? Da, așa este. Prima zi de școală sau de grădiniță are loc toamna. Să trimitem imaginea lângă zâna toamna. Bradul de Crăciun. În ce anotimp îl găsim? Bravo, copii! Așa este! Bradul de Crăciun se găsește în anotimpul iarna. Să-l trimitem lângă zâna iarna. Moș Crăciun. În ce anotimp vine Moș Crăciun? Așa este! Moșul vine în anotimpul iarna. Să-l trimitem lângă zâna iarna. Cizmele de cauciuc. În ce anotimp folosim cizmele de cauciuc? Așa este! Bravo, copii! Cizmele de cauciuc le încălțăm în anotimpul toamna, în zilele ploioase. Să le trimitem lângă zâna toamna. Bravo, copii! V-ați descurcat de minune! Știți o mulțime de informații despre anotimpul toamna și anotimpul iarna. Vă mulțumim pentru vizionare! Dacă v-a plăcut filmulețul nostru, nu uitați să dați un like, să vă abonați canalului nostru și să-l distribuiți și prietenilor voștri. Pe curând!